În 1994 moare Telly Savalas, actor american mm. și în 2008, una dintre cele mai mari pierderi ale cinematografie, moare Heath Ledger, actor australian. Da. Da, trist. Dar, în 1869 se naște Grigori Rasputin, călugăr rus. Am o întrebare și nu regat de, scuze-mă, da. nu regat nu de Rasputin, problem. de hit Ledger. Uh, am văzut mai multe discuții și nu comemorări și că mai ales acum a fost un moment în care cum îl cheamă pe Christopher Nolan, a preluat uh -huh. uh, premiul și și-a adus aminte că uh -huh. pentru prima dată când a luat premiul, a preluat numele lui Heath Ledger. Da, că a fost l-a luat pentru Joker, -ul Joker -ul din, uh, din filmul Batman. Din The Dark Knight. Uh, The Dark Knight uh, da. Întrebare întrebătoare. Credeți că dacă n-ar fi existat acel rol de Joker pentru Heath Ledger, hmm. ne mai aduce aminte de el? Nu. No. Nu, așa nu. Sunt uh, eu personal cred că nu. Publicul larg, nu. Doar Deci voi realizați că publicul larg, adică o masă nici nu știa <coughs> că e Hit legend. Da. da. Problema cea mare, știi, care se pune că nu pe Hit Ledger îl ține, deci uh, hai să spun legenda lui Hit legend, nu este din cauză că a murit, ci din cauză că a fost Joker. Joker da. Și din punctul meu de vedere a fost singurul Deși există variante și da, putem să-l să amintim pe Jack Nicholson, putem uh -huh. să-l amintim pe Joaquin Phoenix, uh -huh. uh, extraordinari în rolurile lor, dar acel personaj numit Joker, pe care eu l am pe telefon non-stop pentru că este personajul, uh -huh. uh, este cel mai mare anti-erou deci eu am văzut un interviu cu Chris. cinematografia lumii. Am văzut Din un interviu cu Christopher Nolan și el spunea că nu i-a zis absolut nimic ce să facă lui Hitler. Bine, acum... Și că foarte multe secvențe n-au existat duble. Nu, nu au existat Din da. prima duble și s-a lucrat mult pe improv. S-a da. lucrat da. foarte da. mult. Există chiar prima scenă în care apare Joker și are o discuție în afară de uh, heist de, de, de de la bancă. Da. În momentul acela când se întâlnește cu capii pe, uh, lumii interlope, interlope exact. și uh, ăla este jucat într-o singură dublă și a șocat pe foarte multe lume, pe ceilalți actori care erau, pentru că uh, era altceva pregătit. Era pregătită scena cu uh -huh, creionul, da. dar nu era restul. Uh -huh. uh, da, corect. Toate ticurile, toată... Deci există un Toate fanbase, că aici voiam să ajung, am aflat recent okay. că există un fanbase Joker, care doar din uh, filmul Batman Hit Ledger, în care lumea nu se uită la film pentru că wow Christopher Nolan și no, wow sau... storyline-ul, ci îl zeifică da. pe Joker, personajul da. Joker jucat de Heath Ledger. Și de asta da. v-am întrebat, da. că credeți că... Mai era premiu, mai era Hit Ledger, deci dacă Ar, ar fi trăi... luat, dacă treia, lua Oscar pentru Oricum, lua. Da, da lua pentru -un Joker, fără discuție. Faptul că a, a existat nenorocirea asta că s-a stins uh, în timpul filmărilor îi adaugă o aură, dacă vrei, de legendă, știi, în uh -huh. general. Dar Hit Ledger ar fi fost uh, clar cel care lua Oscar în uh -huh. anul acela, fără discuție, pentru că. Personajul, pentru el nu l a creat un personaj, el a trăit un personaj, da. a devenit un personaj. Dar și pe platou era foarte ciudat uneori, știi? Dar el era tot ciudatul Hollywoodului, că nu era, se știa deci și. Nu că... Era, până atunci nu fusese neapărat ciudatul Hollywoodului. Gândește no, no, că no. era bă, Tales Knight, a lucrat Casanova, no. în fine, roluri destul de ușoare. Cred că... Deci e un Casanova era, Nova, la Black, Black Mountain, Black Mountain, Dar Broadway, ceva ceva? Mountain, acolo, încolo, acolo nu. lucrurile s-au schimbat no. și acolo probabil și-a fost ușor. A... 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 Dar nu, Broadway, Mountain e un film pe care eu personal vi-l recomand pentru. Pentru cum poți să joace mm. nu atât hit ledger, ci Jack Gyllenhaal, Așa care joacă da, extraordinar. Da, da, da. No. Oricum, și Casanova, eu zic să vedeți neapărat. Casanova, Casanova este o, un film ușurel, ușor de dus, dar acolo s-a văzut mm. că nu știe să joace. Da. În schimb, Aici, ce se întâmplă aia. în Joker, adică în Joker, ce se întâmplă în The Dark Knight, personajul Joker, da. este pe un cu totul alt nivel. Deci... Oricum trebuia să aducă oarecum sau să ridice. Nu să ridice nivelul, să îl ducă la, pur și simplu la un alt nivel. Deci eu zic că prin de nebunie, trilogia Batman rând. făcut de Christopher Nolan, de fapt el a dovedit încă o dată cât de important sunt actorii. E plin cu efecte speciale, dar okay. actorii deci, din trilogia Batman, da, actorii din Oppenheimer. de Christian Bale, pe care, din păcate, nu-l observ aproape da, nimeni, <laughs> cu toate da, că exact. joacă perfect. Sau pe Tom Hardy. Tom, Tom Hardy, Hardy iar, care da. joacă <laughs> da. un rol extraordinar. Nu, și... Tom Hardy joacă un rol extraordinar, dar joacă <laughs> din ochi. Da. da. Deci, pur și simplu, nu poți să vezi. Sunt multe expressive. elemente faine. Sunt acolo. foarte multe elemente faine. Și Liam Neeson nu? Și el joacă. Și Liam și, și, Liam și care da. care face un rol care e... Am mai văzut, mergea, nu mai știu pe care canal TV Man in Black la nou, îi... Dar uite am că rămas cu aceeași nu. chestie, am gusta mare Și de, și de nu, Joaquin nu Phoenix în Joker, varianta cealaltă. Uh, și el, la fel, dacă asculți toate discuțiile celor implicați în proiect, nu vorbea cu aproape nimeni pe platou, își repeta în continuu. Este deci ca o mantră, știi, în care da, se intre da. și este o altfel, o, cu totul altă abordare. Sigur, în, o altă perspectivă. -o prin... Și ca și o curiozitate referitor la Batman, este un film Spider-Man, cred că ultimul film Spider-Man, în care uh, actorul principal ajunge într-o multivers, In multivers, In multivers da. și îl găsește pe acel Batman care renunță, <coughs> care nu mai e un Batman frânt, nu știu dacă ți-aduce aminte, este o da. fază în bucătărie, în care Batman are un monolog și monologul acela instant m-a dus la Joker. Da. Instant m-a dus la chestia aia că de fapt acolo regizorii au încercat să facă un... Să-l pună pe hit Ledger din nou pe un piedestal de Fallen One. Că cel care... că Hai să ne gândim la Joker de fapt ce este. Și da. mi-a plăcut ex singurul moment, acesta au fost din nou Spider-Man, ce mi-a plăcut că s-a văzut interconexiunea da. între filme. Păi și nu ți-a plăcut că au apărut o trei? Nu. Ai, nu că a fost, a fost, bine, a fost nu, interesant, a fost drăguț, a fost rău și niciunul Nu, nu a renunțat, eu ceea ce ce Eu nu lor. pot să duc Spider-Man în continuare. Nu, nu, nu deci poți, cred nu, că nu este, un, un, este din punctul meu și aici vorbesc în nume personal este cel mai enervant dintre toate aceste personaje. Zice, are are zice ceva zice care se, se face din nou, Spider-Man 4. Eu ce mi-aș dori Doctor Strange. Deci, da, Doctor Strange, un personaj foarte interesant. Și primul episod, în ideea în care știam de Doctor Strange din comicsuri, uri deci primul episod l-au făcut extraordinar da, este și best multiversul best. deja jucat o jucat-o. că nu, da. Fanbase au văzut correct, ce correct. au și e curios dacă va fi o parte a treia până unde se e merge E foarte interesantă ideea asta de, de basme, dacă stați și, și de superputeri. Dacă stăm și o gândim un pic, superputerea singura superputere reală în povești, în toate poveștile este superputerea lui Batman, adică banii foarte da. mulți bani <laughs> da, dar vezi, totuși <laughs> aici dacă lui, stăm să ne uităm iată. la DC și Marvel cum se joacă și ai, putem mulțumi -se serialului că apare Heroes să salveze lumea într-un final uh... Iron Man. Iron Man. Da, există uh, posibilitatea să-l învie pentru că s-a mai întâmplat. Deși deci al Robert Downey Jr. nu prea e încântat de idei. Nu e încântat, dar are de ales. Adică... Păi e vorba Bazilului cașul. Cașu. Da. Deci, da, acolo că nu, se apară că el, în nu că el, din câte știu, are acțiuni în Marvel, în compania de film. Are, are. Are, vor, are că... Că... Nu știu, eu zic că îl conving ei până la urmă. Și la, la începicajul acum marvel sincer, o să aibă nevoie de un... Da, de, de, general, marvel, sti, de Marvel, de Marvel, dar mie, mă dorește și de sti, DC. Toate motoarele alea care îl duce în sud, DC nu există. Nu există. De există DC. De vedere. DC există pentru 14, zic, vârsta 14-18. Marvel 18, e pentru un low, dar mi-e mai a, teamă, mă doresc mai mult. Să ne înțelegem bine. Întotdeauna un bărbat care poartă chiloții peste pantalon nu va salva lumea. Dar e minus... A fost minus 5. 5. Da, a fost minus ah, 5. 5. Creu. Creu. Nu e ușor. No, bun. Vara, vedem. Mulțumesc da. pentru această paranteză, stimați noi, noi vă mulțumim și noi vă mulțumim vouă că ne mai ascultați. Da. -ți Dacă minte, ne mai ascultați. Jokerul. Da.